Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O femeie a murit după ce taxiul în care se afla s-a ciocnit cu un troleibuz în centrul capitalei. Taximetristul, care ar fi trecut la roșu, este în stare gravă la spital. Gripa a mai făcut o victimă, un bărbat de 41 de ani din capital a murit la spitalul Sfânta Treime. Gerul nu se lasă dus nici în ultima zi de iarnă. Meteorologii au emis astăzi un nou cod galben de ger și vânt puternic. Aseară șoferii au manevrat pe străzi ca pe patinoarul de la Olimpiadă. După multe ședințe amânate, astăzi Igor Gamrețchi a fost în sfârșit audiat ca martor în dosarul lui Dorin Chirtoacă. Un accident îngrozitor s-a produs astăzi la prânz în centrul capitalei. O femeie de 54 de ani a murit după ce taxiul în care se afla s-a ciocnit cu un troleibuz de pe ruta numărul 1. Taximetristul a ajuns la reanimare în stare gravă. Martorii spun că acesta ar fi intrat în intersecție pe roșu. Era în jurul orei 12 când troleibuzul de pe ruta numărul 1 intra în intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu Serghei Lazo. Șoferul nici nu a înțeles cum a lovit un taxi apărut ca din senin în fața sa. Mașina de taxi intrase în intersecție urcând de pe strada Serghei Lazo. Oamenii care au văzut cum s-a întâmplat totul spun că autoturismul ar fi trecut la culoarea roșie a semaforului. Mergeam în troleibuz și taxiul a vrut să treacă la culoare roșie, înainte la troleibuz. L-a pălit. Nu a fost puternic, fiindcă troleibuzul nu avea viteză mare. Impactul a zdrobit o femeie de 54 de ani, pasager în taxi. Aceasta a fost preluată de o ambulanță, dar nu a mai ajuns la spital. S-a stins pe drum. Taximetristul a fost grav rănit și se află acum în secția de reanimare a spitalului de urgență. Șoferul se află în secție de reanimare. Regresa o suspecție de ruptură vasculină, dar totul se va cunoaște exact după ce vor fi finisate centurile de investigație. Dintre cei aflați în troleibuz, nimeni nu a fost rănit. Vehiculul a fost avariat în partea din față, iar un mecanic a venit la fața locului ca să repare cele mai importante defecțiuni, astfel încât acesta să poată fi pornit. Am încercat un mers propriu, că nu are așa deteriore. Deteriore numai la caroserie. Caroserie, parbrizul, farurile, dar restul, mașina e normală. În schimb, automobilul de model Dacia a fost tâlcit rău, din cauza că cele două vehicule au stat în mijlocul străzii mai bine de o oră. În zonă s-a circulat cu dificultate. Serviciul de presă al Inspectoratului General de Poliție a declarat că a fost deschisă o cauză penală, iar pasagerii din troleibuz și șoferul vor fi audiați. Cel care va fi găsit vinovat de producerea accidentului riscă între 3 și 7 ani de închisoare. Gripa a mai făcut o victimă. Un bărbat de 41 de ani a murit la doar o zi după ce a fost internat la Spitalul Sfânta Treime. Medicii au spus că el a fost adus în stare foarte gravă și nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Bărbatul de 41 de ani din sectorul Ciocan al capitalei s-ar fi tratat singur mai multe zile acasă. Când starea lui s-a înrăutățit, el s-a adresat la medicul de familie, care a decis că pacientul trebuie să fie internat de urgență la spital. Prin urmare, el a fost transportat cu ambulanță la Spitalul Sfânta Treime. Starea s-a continuat să se înrăutățească, astfel a fost transferat în secția terapie intensivă. La doar o zi, pacientul s-a stins. Medicii spun că au fost neputincioși pentru că bărbatul a ajuns prea târziu la spital. Din cauza gripei, trei persoane și-au pierdut viața până acum, printre care o femeie de 42 de ani și un adolescent de 17 ani. Totodată a crescut simțitor numărul de infecții acute ale căilor respiratorii, susțin medicii de familie. Policlinicile sunt pline de bolnavi. Cei mai vulnerabili în fața virozelor sunt copiii din cauza imunității scăzute. Valentina spune că fiul ei a început să se simtă rău acum două zile. Nasocul se curgă și a început și tusa. Am hotărât să ne prezentăm la medic să vadă ce-i cu el. Nu trebuie să așteptăm semne de alarmă ca să venim la medicul de familie sau la medicul pediatru. Trebuie să ne adresăm de la început pentru că tratamentul o să fie mai eficient decât atunci când așteptăm 5-6 zile, apar complicațiile și atunci situația se agravează. Totodată, specialiștii ne recomandă să consumăm cât mai multe fructe, legume și lichide, să evităm locurile aglomerate, iar atunci când mergem la medic să purtăm măști. Bancnotele de 1, 5 și 10 lei vor dispărea, acestea vor fi înlocuite cu monede, anunță Banca Națională, care le-a pus astăzi în circulație. 15 lei, spuneați. Da. Mărțișorul. Mai de care?
Acceptați monede? Nu știu, că nu știu și valorează ele. Astăzi au fost scoase în circulație. Republica Moldova? Vor apărea monede și de 2 lei, cei de la Banca Națională afirmă că este mai ieftin să produce lei de metal decât bancnote, tocmai pentru că rezistă mai mult. Aflați imediat când le vom avea în mână. Mare încurcătură a fost noaptea trecută în capitală. O mulțime de mașini au dansat pe străzi ca la proba de patinaj artistic. Un șofer a fost la un pas de a pierde competiția. Lexusul acestui a alunecat pe un pod și a ajuns pe jumătate suspendat. Conducătorii auto acuză autoritățile și drumarii că n-au avut grijă să împrăștie material antiderapant. Ultimii afirmă că nu au dormit și au lucrat. Aseară, în jurul orei 20, pe strada Ismail din capitală, acest Lexus a târnat pe marginea podului cu două roți în aer. Avea impresia că o rafală mai puternică de vânt l-ar putea răsturna peste depozitul aflat cu vreo câțiva metri mai jos. Este cineva care a avut de suferit? Nu. În jurul mașinii se văita șoferul așteptând ajutoare. El ne-a povestit că a frânat brusc când în față i-a apărut o mașină intrată pe contrasens. Lexusul s-a rotit ca un titerez, a rupt balustrada și iată-l aici. Nu, era o mașină care am întors-o cu fața înspre mine, eu am frânat, n-am reușit să opresc și am fost nevoit să fac pe dreapta. Deci am accidentat, dar persoanele s-au plecat, văd că nu s-au mai oprit. Pe drumurile lunecoase, mulți șoferi au manevrat ca pe patinoarul de la Olimpiada de iarnă. În timpul live-ului de la ora 20 al colegei noastre, un autoturism a fost surprins patinând în direct. În această seară, mercurul va scădea în capitală până la minus 15 grade și va continua să fulguiască intens. Mașinile au fost greu de controlat, chiar și cu anvelope de iarnă. Nu-i stropit nimic, e lunicos. Sunteți echipat cu... Tot este. Cauciucuri de iarnă. Principalul. Și nisip și lopată în mașină. Foarte greu circul, ia că curăță numai pe drumul de cei principale. Secundarele nu le curăță deloc. Sunteți dotați cu echipament? Da, da. Lanțuri avem tot, cauciucuri iar tăiat avem și nisip avem. Dacă punem lanțuri, nu mergem. Altfel, stăm pe drum. În alte țări, te duci, era de mult presurat și sare și nisip și toate, dar la noi, după ce faci accident, te duci presoară de ca la Moldova. Acest șofer din Belorusia spune că a pierdut o zi întreagă în Republica Moldova din motiv că nu s-a putut turni din loc. Не очищено ничего. Таможня там вообще ужас был. Вы имеете при себе что нужно для дороги? Ну, естественно, иначе я тут не уехал. Лопата, песок, цепи. Pompierii au anunțat că au în dotare mai multe autospeciale cu tracțiune integrală și sunt gata să intervină în orice moment. În total au pregătit 140 de mașini. Cei care au nevoie de ajutor trebuie doar să sune la 901. Vreau să vă informez că avem și în casa domnului primul ministru de a monitoriza cu lux de amănunte situația în țară și de a interveni acolo unde omul are necesitate. La fel aș îndemna cetățenii că în caz de urgență să apeleze la telefoanele 901 și 902, unde dispecerii fac serviciu non-stop și sunt gata pentru a trimite forțe și mijloace la fața locului. Cei de la Xdrupo spun că o bună parte din drumari nu au dormit deloc noaptea trecută. De la ora 5 seara până la ora 8 dimineața, 68 de mașini au intervenit în capitală și în suburbii, iar 700 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe străzi. S-a circulat a nevoie și astăzi pe șoselele naționale. Șoferii spun că drumurile sunt prost curățate. S-au bucurat de iarnă însă copiii din câteva sate din Ialoveni care nu au ajuns la școală pentru că autobuzul s-a stricat. Iar la Otaci, o polițistă de frontieră a născut acasă, ajutată de soțul său, polițist și el. Femeia nu a mers la spital din cauza drumului blocat de zăpadă. Până ajunge la Chișinău, șoferii și-au vărsat toți nervii pe drumuri. În satele de la nord nu prea aveți mașini de dezăpezire, spun oamenii, așa că șoseaua până la Chișinău li s-a părut mult prea lungă. Stare drumul e greu. Nu mă întrebați cât are greu drumul. De unde veniți? De la Barăbui. Drumurile sunt nu așa dezăpezite cum s-ar dori. Consider că trebuie să fim noi, șoferii, mai atenți. Alți șoferi susțin totuși că pe drumuri s-a mers astăzi mai bine decât ieri. Binișor, e bine. Ieri a fost mai rău în comparație cu azi. De ce? Nu a fost presurat antiderapant. Cum se circulă? Cum e drumul? Normal, e curățat. Azi e bine, dar mâine dacă va fi 25, apoi n-ar fi bine. La noi motorină mai 20 grade, minus 20. Și mai greu îți porneți cu avem noi, cum spun rușii.
catioale. Ghinion sau poate noroc au avut elevii de la școlile din satele Misovca și Humotanovca din raionul Ialoveni. Autobuzele școlare s-au stricat, așa că ei nu au putut ajunge la lecții și le-au asigurat pe loc o mini-vacanță. Am înțeles așa că autobuzul a fost stricat astăzi și de atâta nu au fost că să iei copiii la școală. Sânul, вот, младший, вот он здесь. Два дня в школу не ходит, потому что дорога не почищена. Проблема вся в этом. И я не знаю, чем это все закончится у нас здесь. Вообще на отшибе все забыли про наше село. И про детей забыли, и про все. Автобус не приехал по причине того, что сказали, он сломался. Звонили со школы, сказали, что автобуса пока не будет, пока там не починят что-то еще. La Otaci, o polițistă de frontieră a fost nevoită să nască ieri dimineața acasă, fiind asistată de către soțul său, tot polițist de frontieră. Când și-au dat seama că a început travaliul, cei doi soți au pornit spre spital, însă după câțiva metri parcurși cu mașina și-au dat seama că din cauza troienelor nu vor ajunge, așa că s-au întors acasă și au decis să aștepte ambulanța. Până au ajuns medicii, însă femeia a dus pe lume un băiețel perfect sănătos. S-a început nașterea, soțul nu știa de ce să se apuce. Practic s-a născut bebelușul, tăticul a primit nașterea. Până la urmă, ambulanța a reușit să ajungă, dar s-a primit că a ajuns când deja era surpriza pe burtica mea. Ultima noapte de iarnă și întâia zi de primăvară vor fi la fel de geroase. Ce ne așteaptă aflăm de la colega noastră, Tatiana Beleuță. Tatiana, bună seara! Te ascultăm! Bună seara, Sorina, bună seara, doamnelor și domnilor. La această oră ninge abundent în capitală. Meteorologii au emis un nou cod galben de ger și vânt, iar mâine va fi la fel de rece. Totuși, cea mai friguroasă zi va fi vineri, 2 martie, când se vor înregistra până la minus 20 de grade în nordul țării, iar pe timp de zi temperaturile vor oscila între minus 5 și minus 9 grade. După asta, meteorologii spun că, că vremea se va mai înmuia un pic, însă încet și treptat. De luni abia ne vom dezmorți un pic când termometrele vor indica plus 1, plus 2 grade. Autoritățile susțin că acum în țară nu sunt drumuri blocate sau școli închise. Acestea au fost informațiile. La revedere! Tatiana, mulțumesc! Iar dincolo de Prut, gerul, viscolul și ninsorile par să atace cu mai multă putere. În a treia zi, cu vreme rea, 10 de drumuri naționale sunt în continuare blocate. Autoritățile au anunțat că în mai multe orașe școlile vor fi închise până vineri. Grav este și în restul Europei, unde 24 de oameni au murit din cauza frigului. Sudul României este în bătaia viscolului. În județul Constanța, circulația pe drumuri rămâne dificilă. Zeci de șoferi au rămas în nămeți, iar drumarii s-au chinuit să-i scoată din zăpadă. Aceleași probleme sunt și în Dobrogea. Se circulă cu dificultate pe toate drumurile naționale și județene din Dobrogea. Vântul suflă cu putere abia dacă te poți ține pe picioare și spulberă toată zăpada, iar vizibilitatea este aproape de zero. A fost haos și pe aeroportul Otopeni, unde 16 curse aeriene au avut întârzieri din cauza ninsorii și temperaturilor scăzute. Elevii din București, Ilfov și Teleorman nu vor merge la școală până vineri. Aproape toată Europa îngheață zilele acestea sub un val de frig siberian și un strat gros de zăpadă. În Croația, termometrele indică minus 17 grade, iar stratul de zăpadă depășește jumătate de metru. În Bosnia, un schior a fost prins de o avalanșă în munți. Salvamontiștii l-au găsit cu greu. Germanii îndură și ei cele mai friguroase zile din această iarnă. La Hamburg, zăpada a creat probleme în trafic, iar gerul a dat naștere acestui peisaj spectaculos în care vedem părți dintr-un lac transformate în fâșii de gheață. Numit Bestia din Est de către presa britanică, valul de frig a făcut 24 de victime în ultimele 3 zile în Polonia, Lituania, Franța, Cehia și România. Ministrul Finanțelor spune că nu a calculat deocamdată de câți bani este nevoie pentru a repara cei 1200 de kilometri de drum promiși ieri de Vlad Plahotniuc. Nu poate spune nici de unde va lua sursele financiare. E prea complicat întrebarea. Cheltuielile se înțeleg că încă nu se cunosc. Poftim? De câți bani? Noi evaluăm tot impactul, dar cred că o să găsim soluții ca să finanțăm acest program. Într-un an electoral, ieri liderul PD a promis că va asfalta peste 1000 de kilometri de drum în satele din țară. Ulterior, purtătorul de cuvânt al PD-ului ne-a comunicat că Plahotniuc mizează ca acest proiect să se realizeze pe bani publici.
În bugetul de stat nu au fost planificați nici bani pentru alegerile locale din Chișinău și Bălți, așa că CECUL anunță că va calcula cât ne vor costa scrutinele anticipate și va veni ulterior cu precizări. Din păcate, Comisia Electorală Centrală a considerat că trebuie să mențină suspansul pe acest subiect. Este un suspans împregnat politic, este la latitudinea binomului Plahotniuc-Dodon. Trebuia numită data alegerilor, iar chestiunile privind bugetul puteau să fie rezolvate mai târziu. Partidul nostru nu a reacționat. Pe 20 mai, în 5 localități, vor fi organizate alegeri locale noi. Dat în căutare internațională, primarul de Bălți, Renato Usate, și-a anunțat demisia pe 12 februarie. Ulterior a demisionat și edilul capitalei Dorin Chirtoacă. Metalul ia locul hârtiilor. Astăzi, Banca Națională a pus în circulație monede de 1, 2, 5 și 10 lei. Acestea vor fi eliberate treptat pe piață, pentru ca în luna aprilie să le avem deja în buzunare. Cei de la BNM speră că până în 2021 să scăpăm de bancnotele cu același nominal, producția cărora costă mai mult și care se uzează mult mai repede. Centrul Argentiu înconjurat de un inel auriu pentru moneda de 5 lei și respectiv centrul auriu înconjurat de un inel argentiu pentru moneda de 10 lei. Cele patru monede au diametru, grosime și greutate diferită și au fost confecționate în așa fel încât să poată fi deosebite și de persoanele cu deficiențe de vedere, fiecare având o mutie cu altfel de zimți. Alăturarea celor patru monede reconstituie pe avers imaginea stilizată a stemei Principatului Moldovei, inclusă într-un quadrilob cu elemente heraldice de epocă. Pe revers, alăturarea monedelor reconstituie imaginea stemei de stat a Republicii Moldova. Reprezentanții Băncii Naționale spun că avem nevoie de monede pentru că acestea rezistă în timp de 10 ori mai mult decât bancnotele și sunt mult mai ieftine la producere. Așa că banca ar putea economisi 300 de milioane de lei. Cu începere de astăzi, aceste monede teoretic sunt puse în circulație, dar efectiv cetățenii le vor putea să le țină în mână pornind cu luna aprilie, cred eu. Și cum oficial ele pot fi folosite deja în comerț, am încercat și noi astăzi să cumpărăm un mărțișor cu 15 lei în monede. 15 lei, spuneați? Da. Mărțișorul. Mai de care? Acceptați monede? Nu știu, că nu știu și valorează ele. Astăzi au fost scoase în circulație. Republica Moldova? E voia ta, doamne, ce putem noi să facem? Dar și mai mulți. Da, dar trebuie să fie și buzunarele tari la dânsile. A spar mai mulți. Oamenii cred că noile monede le vor da destule bătăi de cap. Știți că bănuți pierd ușor. O să-mi iau două portofele. Vei avea unul pentru monede și unul pentru lei de hârtie. Da. Se devalorizează, iese că copii și nu ce trebuie 5 lei copii și ce cumpere de pâine. Monedele noastre pot fi ușor confundate cu cele europene. 5 lei de metal se aseamănă cu moneda de 1 euro, iar 10 lei cu cea de 2 euro. Toate au practic aceleași dimensiuni. Nu o să le încurcați acum? Nu cred. Nu am europeni, am numai moldovenești. Nu, noi nu purtăm euro, mă rog. Cei de la BNM spun că din 2021 vom scăpa de bancnotele de 1, 5 și 10 și vom folosi doar monede. Pentru ca o monedă să fie produsă, se cheltuie mai puțin decât valoarea nominală a acesteia, ne asigură autoritățile. Are și o semnificație simbolică foarte importantă, deoarece monedele în sine conțin elemente istorice. Designul a fost inspirat din modelele prezentate de cei care au participat la concursul public anunțat de BNM. Încă din iunie anul trecut se vehicula că ar putea să apară monede, dar atunci se vorbea doar despre cele de 1 și de 2 lei. Abia astăzi s-a aflat despre monedele de 5 și 10 lei. Cei de la BNM spun că despre asta nu s-a anunțat din timp pentru că ar fi secret de stat. În acest an, leul moldovenesc împlinește 25 de ani. Într-un sfert de veac, moneda națională a cam îmbătrânit și a cam slăbit. În tot acest timp, leul s-a devalorizat de 4 ori în raport cu dolarul. Guvernatorul Băncii Naționale are totuși prognoze optimiste și vorbește despre o stabilitate financiară după ce am fi depășit criza din 2015. Cu un leu puteți să mănânci bine de miază, puteți să mănânci bine, să iei un pachet de țigări, și încă și ești bine puteți să o iei. Trăiem și atunci ca așa, tot așa. Leul moldovenesc a fost pus în circulație în noiembrie 1993. Bancnotele pe care le folosim astăzi au fost create de regretatul artist plastic Gheorghe Vrabie, care este și autorul stemei de stat. S-a lucrat în mare secret
Gheorghe Vrabia trebuia să plece în București să lucreze, dar să nu spună nici măcar soției unde este. În 1993, 4 lei făceau cât un dolar. După 25 de ani, leul însă atât de mult a decăzut încât astăzi scoatem din buzunar de 4 ori mai mult. Mare lucru nu poți cumpăra cu un leu, o recunosc până și oficialii. De un leu nu multe. De 10 mai pot ceva face. Cu moneda de 2 lei poți să circuli în transportul public, cu moneda de 5 poți să mergi la magazin să iei pâine. Cred că poți adăuga încă 2 și cumpăra o pâine. Eu mai puțin umblu pe la magazin, pe la piață, dar o să mă întreb nevastă. Banca Națională nu divulgă cât costă producția bancnotelor, invocând secretul de stat. În aceste zile de ger cumplit, satele par înțepenite. Conștienți că iarna se încheie doar în calendar, oamenii și-au pus animalele la adăpost și și-au făcut provizii. V-am dat dimineață și-o înghețat apă la găinuri. Dar vrei ouă, trebuie să-i cacise. Dai mâncare caldă și apă caldă. Vă povestim în câteva clipe cum se chinuie oamenii de la sat să reziste frigului. Moldovenii ar putea călători în Turcia doar cu buletinul de identitate. De fapt, este o inițiativă a guvernului care a aprobat astăzi un astfel de document. Executivul urmează să inițieze negocieri cu turcii care, la fel, ar putea veni în țara noastră doar cu buletinele. Va fi un termen de ședere, ca și în cazul călătorilor în baza pașapoartelor. Totuși, cei care vor dori să stea pentru o perioadă mai mare de 90 de zile cu scopul de a munci sau de a face studii, vor fi obligați să obțină o viză de lungă ședere. În 2014, în baza acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și cel turc, a fost abolit regimul de vize. După un lung șir de ședințe amânate, astăzi Igor Gamrețchi a fost în sfârșit audiat ca martor în dosarul parcărilor cu plată. După mai bine de 2 ore de audieri, fostul șef de la Direcția Transport a refuzat să stea de vorbă cu presa. Procurorii spun că mărturiile sale confirmă acuzațiile aduse împotriva lui Dorin Chirtoacă. Ce a declarat asta, însă? Știa domnul Chirtoacă despre afacerea cu parcările? El are după aceea că nu are pentru că a venit de dosare. Astăzi, în sfârșit, s-a reușit de trece la audierea martorului Gămrețchi. Doar pot menționa că s-a confirmat încă o dată bănuiala rezonabilă de comiterea infracțiunii care sunt imputate domnului Chirtoacă. Avocații primarului demisionar au refuzat să ne răspundă la întrebări. Dorin Chirtoacă spune că Igor Gamrețchi a fost învinuit de același lucru, însă ar fi dat toată vina pe el. Era știut din capul locului că așa va fi, că va repeta ceea ce a spus în declarațiile date când era în detenție. Mare m-a fost mirarea să văd că nu poate răspunde la întrebare când s-a angajat la serviciu. Dar pe de altă parte formulează o acuzație. Totodată, astăzi, Curtea Supremă de Justiție a publicat decizia motivată în cazul fostului șef de la Direcția Transport, în care explică de ce Igor Gamrețchi nu a fost pedepsit prin privarea dreptului de a ocupa funcții publice pe o perioadă de 3 ani. Judecătorii Instanței Supreme spun că traficul de influență nu are nicio treabă cu funcția pe care a deținut-o în cadrul primăriei, ci mai degrabă este vorba despre relația acestuia cu Dorin Chirtoacă. Este evident că dumnealui este protejat de regim. Am spus în vara anului trecut că dumnealui de atunci se lăuda prin oraș, că nu va primi niciun fel de pedeapsă. Lucrul acesta s-a confirmat mai târziu prin decizia Curții Supreme. Următoarea ședință a fost fixată pentru data de 2 martie. Atunci se va continua audierea lui Igor Gamrețchi și tot în acest dosar, următorii martori ai acuzării sunt viceprimarul Nistor Grozavu și omul de afaceri Alexandru Pincevski. Dorin Chirtoacă este acuzat de trafic de influență și corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată. El se declară nevinovat. Serviciul specializat de urgență 112 ne va costa 67 de milioane de lei. Astăzi, guvernul a aprobat bugetul pentru acest an. Cea mai mare sumă de peste 45 de milioane de lei a fost destinată procurării softului. Ceilalți bani vor fi utilizați pentru pregătirea și dotarea sediilor din Comuna Băcioi și al celui din Chișinău. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 va fi lansat la sfârșitul lunii martie. Astfel, în urma unui singur apel, veți putea alerta simultan pompierii, ambulanța și poliția. Serviciul va funcționa în regim non-stop, iar toate apelurile vor fi gratuite. Un astfel de sistem funcționează în toate statele europene. În prezent, la noi, pentru situațiile de urgență, există numerele 901, 902 și 903. Andrian Candu, actor, într-un spot video, acesta ne anunță că la Chișinău va avea loc o conferință la care vor participa șefii legislativelor din Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Moldova, Georgia, Ucraina, trei tineri democrații amenințate de mișcări separatiste, trupe rusești aflate ilegal pe teritoriile noastre.
Conferința va fi găzduită de Parlamentul Republicii Moldova și va avea loc pe 2 martie. Participanții își propun să discute despre securitatea celor trei țări, dar și despre integrarea europeană. Nu este pentru prima dată când președintele Parlamentului apare într-un spot. În luna decembrie, Candu s-a filmat împreună cu familia într-un video despre siguranța în trafic. Obișnuiți cu greutățile, oamenii de la sate nu se plâng că e ger sau viscol, deși unora li se termină lemnele de foc și își încălzesc casele cu porția. Până și cei mai bătrâni își curăță străzile singuri și spun că prea mult ne voităm de iarnă grea. În copilăria lor, nemeții erau cât casa. Casele parcă au cușme albe, drumul este înzăpezit, iar timpul pare înțepenit. Miros de lemne arse și ger care pișcă cu tărie de obraj. La țară, ultima zi de iarnă se simte mai ceva ca în poveștile lui Druță. Pe mătușa Iulia din satul Suruceni, Ialoveni, am găsit-o la gura sobei pregătind mâncare caldă pentru păsările din gospodărie. Femeia spune că pe așa un ger, orice vietate trebuie îngrijită cum se cuvine. Am dat dimineață și-o înghețat apă la găinuri. Dar vrei ouă, trebuie să-i calcise. Dai mâncare caldă și apă caldă. Primăvara e la ușă, dar femeia se teme că s-ar putea să nu fie tocmai cum spune calendarul, așa că și-a făcut provizii de lemne pentru încă jumătate de sezon rece. Din pensia de 900 de lei își permite să încălzească doar o cameră în care locuiește. În restul casei, temperatura e ca afară. 5.000 de lei, am dat pe 5 stradometre. Nu mănânc carne, dar mănânc pâine, biscuhari, cu borș, chior, ca să scutesc... Angela Chiriac suferă de o boală care îi afectează oasele și merge cu ajutorul bastonului. De 2 săptămâni, din cauza ghețușului, nu poate ieși din casă, iar fără ajutorul sătenilor, nu ar face față iernii. Mai vine câte un om, pe noi spție, și mai ajută așa. Dimineața facem bine focul, amuia, fiindcă e foarte frig. Și seara facem bine focul. Încă de cu toamnă și-a cumpărat 6 metri cub de lemne, pentru care a plătit 2400 de lei. În felul acesta și-a cheltuit pensia de invaliditate pentru câteva luni. Lemnele se aduc, taie, se pun la loc și iarna nu mă luăm și aprindem focul. Adică noi pentru asta tot plătim. De pe an ștrejele scumpiesc. Alții însă și-au epuizat rezervele și în șoproane le bate vântul. Dar mă mai tai din salcâni. Alți celea n-am nic. Dar sunt duși, ați mai strângi pe undeva. La cei 90 de ani, Moș Chiril de la Dânceni curăță de zor zăpada din fața curții. Spune că prea mult ne plângem de vremea rea. Iernile din copilăria sa erau cu nămeți cât casa. Au fost până la 45 de grade, când eram mai mitel. Era cât gardul, e așa, iar ridicam mâna așa. Și omătul n-ar ajungem. Și dacă în capitală ne confruntăm cu trotuare ca de sticlă la fiecare nisoare, la Nemurei în acestea sunt dezăpezite de câte ori este nevoie. Acest muncitor spune că de dimineață a luat la rând toate ulițele satului. Se bucură că are un loc de muncă. De la deal venim la vale. Am mai fost și mai din centrul lea că mi-a luat. Dacă să aștept iar nisoare și iar din nou. De iarna care nu se mai lasă dusă, cei mai bucuroși sunt copiii. Săniușul și Bulgăreala sunt în programul zilei tuturor. Problemele apar pe cursa școală-casă. I-am întâlnit pe acești copii când se întorceau de la ore, înfofoliți de li se vedea doar năsucul. Spun că merg la școală cu ce apucă. Ce dat pe jos, ce dat curtieră. Cât faci de la școală până acasă fiecare zi? Jumătate de oră. Mă plac foarte bine, că să nu fie frig. Ei, dar necazurile se uită repede când în față îi așteaptă un derdeluș numai bun de încălecat. Boris Nemțov Plaza, așa se va numi mai nou o stradă, însă nu la Moscova, ci tocmai la Washington. The street sign directly outside of the Russian embassy will serve as an enduring reminder to Vladimir Putin and to those who support him that they cannot use murder and violence and intimidation to silence the voices of freedom and dissent. Vă spunem imediat cui a venit ideea să redenumească strada în cinstea opozantului rus asasinat acum 3 ani.
Un rus a fost reținut pe aeroportul din Buenos Aires după ce polițiștii au găsit în valiza acestuia 4 kg de cocaină. Drogurile urmau să ajungă în Germania. Oamenii legii au anunțat că scotocesc cu migală toate bagajele la aeroport după ce pe teritoriul ambasadei ruse din Argentina s-au găsit 400 de kilograme de cocaină. Potrivit polițiștilor, cetățeanul rus are în jur de 50 de ani. El urma să zboare din Argentina în Germania, având în valiza sa 4 kg de cocaină. Polițiștii au descoperit drogurile după ce au controlat amănunțit bagajul. Oamenii legii nu exclud că bărbatul ar avea legătură cu schema care implica și drogurile găsite pe teritoriul ambasadei ruse din Argentina. Cele 400 de kilograme de cocaină au fost descoperite la sfârșitul anului 2016. Polițiștii au pus la cale o operațiune pentru a-i prinde pe suspecți. Dialogando con los miembros del Servicio Federal de la Seguridad Rusa, llegamos a la conclusión de que era importante y necesario hacer como primera medida el recambio de esa droga por algún producto. Astfel, oamenii legii au înlocuit atunci cocaina cu făină și au plasat dispozitive GPS de urmărire în valize. În decembrie anul trecut, traficanții au trimis drogurile în Rusia. Acum o zi, presa străină a scris că numărul de bord al avionului care a transportat cocaina, care de fapt era făină sub forma unei încărcături diplomatice, coincide cu numărul de bord al aeronavei IL-96. Acest aparat face parte dintr-o unitate de aeronave aflată în subordinea administrației de la Kremlin. Moscova a declarat că niciun avion care se ocupă cu transportul persoanelor de rang înalt din Rusia nu a fost implicat în scandal. În total, 5 persoane au fost reținute în acest caz, 2 cetățeni argentinieni și 3 ruși. Operațiunea ar fi fost pusă la cale de un contabil de la ambasada rusă și de un ofițer de poliție argentinian. Drogurile au fost evaluate la 50 de milioane de euro și se crede că urmau să fie vândute celor care veneau la campionatul mondial de fotbal din Rusia. Ministrul rus de externe a acuzat Statele Unite că pregătește Europa pentru o lovitură nucleară tactică împotriva Rusiei. La conferința de la Geneva, Sergei Lavrov a spus că militarii din țările europene care nu sunt puteri nucleare participă la diferite astfel de exerciții. Deocamdată, Washingtonul nu a reacționat. Всем должно быть понятно, что военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации. Potrivit lui Sergei Lavrov, mai multe țări membre NATO ce nu sunt puteri nucleare participă la exerciții la care sunt învățate cum să utilizeze armele nucleare tactice. Oficialul consideră că existența acestor tipuri de arme americane în Europa reprezintă o poziție agresivă față de Rusia. Lavrov a îndemnat cetățenii europeni să nu permită ca armele nucleare americane să fie pe teritoriul țărilor lor. Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твердое нет размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки. Într-o altă ordine de idei, tot la Geneva, Sergei Lavrov a anunțat că Moscova va continua să sprijine regimul președintelui sirian. Declarația oficialului vine după criticile internaționale față de ofensiva forțelor siriene din ultimele 10 zile în Ghuta, soldată cu moartea a sute de civili. 4 cetățeni ucraineni au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren în Polonia. Presa scrie că, din motive încă neclare, șoferul ar fi schimbat brusc direcția și a ajuns pe calea ferată. Victimele sunt 3 femei și un bărbat și aveau între 20 și 60 de ani. Corpurile lor neînsuflețite urmează să fie repatriate. Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim și-a redeschis ușile pentru pelerini. Lăcașul a fost închis duminică în semn de protest față de proiectul autorităților israeliene de a impune taxe pe proprietățile bisericești. Numeroasele manifestații care au urmat i-au convins însă pe oficiali să suspende temporar inițiativa. Una dintre prevederile proiectului ar fi îngreunat procedura prin care bisericile își pot vinde pământurile, iar cea de-a doua ar fi impus taxe pe clădirile care servesc în alte scopuri decât cele religioase. O stradă a fost redenumită în cinstea opozantului rus Boris Nemțov, însă nu la Moscova, ci tocmai la Washington. La inițiativa unui senator american, strada pe care se află ambasada Rusiei din capitala americană a fost numită Boris Nemțov Plaza. Inaugurarea s-a făcut ieri când s-au împlinit 3 ani de la asasinarea celui care a criticat înverșunat Kremlinul.
În timp ce la Moscova autoritățile promit că vor instala o placă comemorativă pe clădirea unde a locuit Boris Nemțov, la Washington a fost deja inaugurată o stradă redenumită în cinstea opozantului. La ceremonie au fost prezenți mai mulți congresmani americani, activiști ruși, dar și rudele politicianului asasinat. Ambasadorul rus a lipsit. He firmly believed in democratic values. I'm proud to be my father's daughter. Astfel, strada pe care se află ambasada rusă a fost redenumită din Wisconsin Avenue în Boris Nemțov Plaza. Inițiativa îi aparține unui senator american prezent și el la inaugurare. The street sign directly outside of the Russian embassy will serve as an enduring reminder to Vladimir Putin and to those who support him that they cannot use murder and violence and intimidation to silence the voices of freedom and dissent. Tot ieri la Moscova, susținătorii și prietenii opozantului rus au organizat o ceremonie de comemorare în memoria politicianului. Oamenii au depus flori în locul unde pe 27 februarie 2015 Boris Nemțov a fost împușcat mortal. Замечательный человек, смелый, честный, принципиальный. Я думаю, что рано или поздно этот мост будет мост Немцова, конечно же. Duminica trecută, mii de oameni au participat la un marș la Moscova în memoria lui Boris Nemțov. Politicianul a fost asasinat acum 3 ani pe un pod de lângă Kremlin. 5 cetățeni ceceni au fost acuzați de omor la comandă. Nici până acum însă nu este clar cine a ordonat ca Nemțov să fie ucis. Apropiații politicianului cred că acesta a fost asasinat din cauza viziunilor sale politice. Misiune îndeplinită după ce au petrecut aproape jumătate de an în spațiu, un cosmonaut rus și 2 astronauți americani au revenit pe Pământ. Cei 3 au aterizat cu succes în Kazahstan la bordul unei capsule Soyuz și au fost întâmpinați cu aplauze. Sunt imagini filmate de la bordul capsulei Soyuz care i-a dus pe cei 2 astronauți americani și cosmonautul rus pe Pământ. Aparatul a aterizat în această dimineață în stepa kazahă acoperită de zăpadă. Soyuz MS-06 back on Earth, the official touchdown time. Bărbații au fost ajutați să iasă din capsulă de medicii prezenți la fața locului și au fost duși într-un cort special amenajat pentru a se încălzi. Toți 3 au fost întâmpinați cu aplauze înainte de a reveni cu picioarele pe pământ. Rusul Alexander Misurkin a cedat comanda stației spațiale internaționale compatriotului său. Hope we did something good thing and helpful thing for science. Expedition 55 is your time and this is your key of this fascinating car. Cosmonautul rus și cei 2 astronauți americani au petrecut în spațiu 168 de zile. În acest timp, ei au efectuat mai multe experimente științifice. Sunt în căutarea unui talisman care să le poarte noroc. Fotbaliștii de la FC Rostov au organizat un concurs printre fani pentru a alege o mascotă. Moldoveanul Alexandru Gațcan și coechipierii săi au analizat creațiile celor mai ingenioși suporteri. În cantonamentul din Spania, fotbaliștii de la Rostov au găsit timp pentru a aprecia ideile fanilor pentru talismanul echipei. Și dacă unele creații nu le-au plăcut, altele i-au pus pe gânduri. Evident, capitanul echipei, moldoveanul Alexandru Gațcan, nu putea lipsi de la așa numita preselecție. El a fost ajutat de armeanul Coren Bayramian. Gaț, volcam, hoci, nu e bucartingă, ni panravelos. Alenia-mi, точно, мы не будем, да, без обид. Калач, am нашли тебя. Это уже моя тема, да? Да. Но с похоже. Только надо чуть гель добавить. În etapa finală a concursului au intrat 11 desene ale fanilor. Toți doritorii pot vota cea mai bună variantă a mascotei pe site-ul clubului Rostov până pe 5 martie, după care va fi anunțat câștigătorul. Primul meci în campionatul Rusiei după pauza de iarnă, echipa lui Gațcan îl va juca sâmbătă pe terenul grupării Krasnodar. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Ferma Vedetelor. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. Eu vă doresc o seară frumoasă!